Primul lucru enervant din acest episod nu are nevoie de o descriere amplă. E acel moment minunat când îți sună alarma dimineața. Toți am trecut prin asta. Îți vezi de treabă, ai o zi minunată, te plimbi până când cobori niște trepte. Bineînțeles, încerci să le cobori cât de grațios se poate. Ești atent la cum se uită alții la tine, fără să-ți dai seama că treptele s-au terminat. În acel moment, faci cel mai descentrat pas posibil. Îți sună telefonul, dar, din diferite motive, nu reușești să răspunzi. Pui mâna pe telefon la fix o secundă după ce s-a oprit din sunat și dai să sune înapoi. Dar e clară treaba, persoana care te-a sunat nu răspunde la telefon. De ce? Unde rahat turcesc și-a pus telefonul de nu-l aude, că acum 12 secunde îl avea la ureche? Când încerci noaptea, bineînțeles că am filmat ziua pentru a se vedea clar pe filmare, să desculi ușa de la mașină sau de la casă. Na, cred că mai repede ai reușit să bagi o minge de basket printr-un pai decât să bagi cheia în gaura aia. Și vai, ce frumos să-ți zgârii toată ușa de la mașină încercând să nimerești gaura aia amărâtă. Bineînțeles că dacă nu ești singur și e cineva în preajma ta, o să-ți bage dume din talea că ha, nu ai simțul găurii. Magnificul moment în care scapi ceva pe jos și efectiv nu-l mai găsești. Puii mei, mi se dispar într-o altă dimensiune, a căzut fix în fața ta de la o înălțime de 20 de centimetri, unde dășin diaree ce-o putut să dispară că o căzut fix în fața ta. Minunatul moment când îți chemi animalul de casă la tine și el nu vrea să vină. Dar bine că atunci când ai ceva de făcut și ești ocupat, tot în suflet îți stă și de picioare ți se freacă și de față ți se freacă cu curul și numai nu-ți dă pace. Galbe, hai mă! Galbe, hai până aici! Hai până aici! Hai mă, hai nu fi băiat rău, hai până aici, hai, ia, hai, Galbi, hai aici, hai. Galbi, hai, hai, Galbi, hai mă, hai, Galbi, hai mă.